Mehedinți, Gaz continuă să-și bată joc de severineni, continuă să-și bată joc de mehedințeni și nu-și respectă în niciun fel condițiile pe care și le-a asumat prin caietul de sarcini și prin câștigarea licitației în acel an 2004. Punct și de la capăt. Ajunse la capătul răbdării în ceea ce privește ritmul lent cu care se extinde rețeaua de gaz în Drobeta, Turnu Severin, autoritățile locale au decis să pună punct coșmarului. Asta datorită legii ce tocmai a intrat în vigoare și permite ca serviciile de utilitate publică gaz să fie concesionate de autoritățile locale, nu de Ministerul Energiei, ca până în prezent. Primăria își rezervă dreptul de a acționa în judecată, de a face toate demersurile legale, să revenim la normalitate și să încercăm prin mijloace legale să continuăm extinderea rețelei de gaze cu sau fără mehedinți gaz prin toate mijloacele posibile și legale. Eu vă spun sincer, ne-am dorit din punct de vedere legal să scăpăm de această firmă, să căutăm soluții altele decât cele care sunt acum. Ne vom prevala de tot ce înseamnă contract cu această firmă, de toate obligațiile pe care și le-au asumat prin contractele făcute, să putem să ajungem la un consens sau la o reziliere de contract, dacă este cazul, cu această firmă Mehedinți Gaz. Reprezentanții Mehedinți Gaz au fost chemați la discuții în repetate rânduri de către autoritățile locale, însă de fiecare dată reprezentanții primăriei s-au lovit de refuzul categoric al firmei de a participa la aceste întâlniri. Asta în contextul în care de ani de zile Severinul se chinuiește să intre în linie dreaptă în ceea ce privește extinderea rețelei de gaz. În fața dorinței oamenilor de a avea gaz în apartamente și în case, stă de 15 ani nepăsarea acestei firme. Ei în 2004 și-au asumat prin caietul de sarcini 125 de kilometri de rețea la nivelul județului Mehedinți. În acest moment nu au făcut decât 35, undeva la 25 de kilometri în 15 ani. Deci în 15 ani Mehedinți Gaz nu a făcut decât ceea ce vă spuneam mai devreme. Asta ar însemna că dacă am extrapola la cum au lucrat până acum, undeva, cred că prin 2100 s-ar termina și extinderea rețelei de gaz în județul Mehedinți, ceea ce nu este nici moral, nici corect și nici nu putem accepta din punct de vedere al legilor în vigoare. În contextul în care rețeaua de gaz s-a extins și nu prea în Drobeta, Turnu Severin, tariful perceput de Mehedinți Gaz este unul exorbitant, mult peste media de la nivel național. Reprezentanții primăriei au depus la parchet plângere penală pentru această firmă, iar acum autoritățile caută soluții alternative pentru continuarea extinderii rețelei de gaz în municipiu. Jurnaliștii Tele2 Drobeta au încercat să ia legătura cu reprezentanții Mehedinți Gaz, însă aceștia au fost de negăsit.